Unic în România întâlnim chiar la Rogovan, județul Mehedinți. Ba mai mult de atât, această localitate este una dintre cărțile de vizită ale județului nostru, grație unui parc spectaculos situat chiar în centru. Nu doar localnicii sunt încântați de acest spațiu, ci și ceilalți cetățeni care sunt în trecere pe DN56A. Este cu siguranță una din cărțile de vizită ale județului Mehedinți. Centrul comun este unul spectaculos care încântă privirile tuturor celor care trec pe DN56A. Parcul de lângă primărie și Dudul, care este mândria rogovenilor, oferă o imagine impresionantă comunei condusă de unul dintre cei mai gospodari primari, Costinel Vanvu. Comuna Rogova are probabil unul dintre cele mai frumoase parcuri din mediul rural din România, acesta fiind o adevărată splendoare a locului. Autoritățile locale au reușit să transforme acest loc într-un spațiu nu doar de relaxare pentru cetățeni, ci și interactive, întrucât activitățile pe care localnicii le pot desfășura aici sunt diverse. Pentru copii este un spațiu special amenajat cu leagăne, topogane, culori și energie, dar nici adulții nu sunt lăsați deoparte. În perioada următoare va fi montat un videoproiector care va rula filme și muzică. Toată lumea, inclusiv trecătorii, apreciază această investiție pe care noi am făcut-o, tocmai și în primul rând pentru imaginea comunei și faptul că are un impact special asupra ochiului. Un lucru frumos, întotdeauna e plăcut și îți place să fii în mijlocul lui. De exemplu, cum e parcul nostru, care în fiecare seară este plin de tineri care stau aici și desfășoară diverse activități. Însă, ceea ce puțin știu este povestea Dudului de aici, pe care localnicii îl aseamănă cu turnul Eiffel. Înalt și impunător, dar și cu o vechime de mai bine de 60 de ani, Dudul din Rogova este unic în România. Are o vechime de aproximativ 60 de ani. Creșterea lui, se pare, și așa cum îl vedeți, este naturală. Noi n-am făcut decât oficiu de a-l toaleta, de a-l îngriji, și de a-l face să arate așa cum îl vedeți acum. Iar din cunoștințele noastre, este unicat în România. Deci nu mai există un alt loc să aibă un asemenea copac. Parcul de lângă primăria Rogova te lasă cu gura căscată. Cu siguranță localnicii au cu ce se mândri, iar interesul pe care primarul comunei, Costinel Vanvu, l-a arătat de-a lungul timpului, aduce doar laude în rândul concetățenilor lui. Costinel Vanvu a reușit să schimbe fața comunei Rogova, nu doar prin reabilitarea acestui parc, ci și prin celelalte lucrări care au îmbunătățit nivelul de trai al locuitorilor de aici.